Presa liberă trecere. Bună seara, dragii noștri! În această seară vom discuta despre educația sanitară și prevenția în rândul tinerilor, pentru că din ce în ce tot mai mulți adolescenți au început să se intereseze de un mod de viață cât mai sănătos, deși datele sunt insuficiente. În ajutor le vine și ne vine doamna Nadia Nicoleta Oprea, medic primar cardiolog. Îi spunem bună seara și mulțumim pentru prezența de astăzi seară la emisiunea Presa Liberă Trecere. Bună seara, bine v-am găsit! Doamna doctor, sunt multe de întrebat și acum în sezonul cald, așa cum și în iarnă am avut o întâlnire cu dumneavoastră și ne-ați vorbit despre principalele afecțiuni cardiovasculare ce se înregistrează în rândul pacienților. Aș vrea totuși să începem discuția cu o acțiune pe care ați avut-o în premieră în rândul elevilor din municipiul Râmnicu-Sărat. Ați desfășurat niște campanii în două unități la liceul Ștefan cel Mare din municipiu și în cadrul școlii gimnaziale numărul 2. Da, într-adevăr a fost o acțiune în premieră. De fapt a fost o acțiune de voluntariat venită la inițiativa Societății Române de Cardiologie și care a avut ca scop educarea elevilor cu grupă de vârstă ca și țintă clasa 7 și clasa 9 pentru ca aceștia să poată să recunoască un stop cardiac, un pacient aflat în care are nevoie de acordarea unui prim ajutor și cum să-l recunoască și nu numai atât, să știe să ceară ajutorul mai departe și ce ar trebui să facă într-o situație de urgență. Această acțiune s-a desfășurat sub egida sloganului și tu poți salva o viață și la propunerea Societății Române de Cardiologie s-a desfășurat, așa cum ați precizat, în cadrul săptămânii școală altfel. Și a fost un proiect pilot, ca să spun așa, pentru că inițiativa și cererea din partea societății oarecum a venit în săptămâna de dinaintea școlii altfel, deci n-am prea avut timp oarecum să ne organizăm pe plan local foarte mult, întrucât școlile aveau deja activitățile planificate și, după cum ați precizat, am reușit să ne strecurăm cumva în programul de lucru la liceul Ștefan cel Mare și la școala generală numărul 2. Dar de unde această idee, de unde a plecat acest proiect inițiat de Societatea Română de Cardiologie? De fapt, societatea își dorește implementarea unor activități de educație sanitară în cadrul elevilor și s-a considerat că aceste grupe de vârste, respectiv 13, 14 ani, 15, 16 ani, ar fi grupul țintă care ar și putea să perceapă cel mai bine aceste noțiuni de prim ajutor, astfel încât să le poată și pune în practică în condițiile în care ei ar fi puși într-o asemenea situație de urgență. Eu cred că este o idee foarte bună și în urma activităților desfășurate în cadrul acestor două școli, am avut ocazia și am primit cereri și din partea altor profesori de a continua această acțiune, chiar și în cadrul unor ore de dirigenție. Deci ar putea exista și un opțional, practic, da? Cred că ar fi prea mult un opțional. Cred că și asta a fost și ideea de a implementa câteva ore, două, trei ore de educație sanitară, prin care acești elevi să-și însușească noțiuni de prim ajutor pe care să le poată aplica în viața de zi cu zi. Ce categorie de vârstă a fost mai receptivă? Cei mici, 13-14 ani sau cei de la liceu, 16 ani? Spre surprinderea mea, ambele grupe au fost receptive și nu mă așteptam ca și numărul lor la acest curs, să-i spunem, deși nu a fost neapărat un curs, să fie destul de mare, întrucât fiind în școală altfel aveau un program mai lejer de activitate și erau învățați cu un alt program și de altfel nici nu a fost un curs în sine, a fost ca o acțiune interactivă între mine și elevii care au fost de față. Am avut posibilitatea și prin amabilitatea doamnei doctor Zisu, managera de la ambulanță,
să ne împrumute și un manechin pe care am putut să exersăm un pic practic și sperăm să reușim prin lecțiile următoare, dacă vom continua să demarăm acest proiect, să putem să aplicăm și practic chiar pe manechin și aceștia să îmbine teoria cu practica. Elevii dețineau noțiunile elementare, cum ar trebui să procedeze în cazul unui stop cardiorespirator, care ar fi primele manevre de resuscitare? Ei mai cunosc anumite noțiuni. Am înțeles că la Liceul Ștefan cel Mare există și niște grupuri care mai organizează și prin care ei își mai însușesc aceste noțiuni. Însă curiozitatea a fost cu atât mai mare cu cât li s-a prezentat și cum arată un defibrilator, cum se montează niște padele de defibrilator, deși asta nu intră în primul ajutor, basic life support, cum numim noi, ci este un ajutor calificat mai avansat pe care ar trebui să-l acorde un personal medical. Însă, după cum știm că se pune accent foarte mult pe defibrilatoarele semi-automate și implementarea acestora în locuri aglomerate, cum sunt aeroporturi, școli, acestea pot fi utilizate chiar și de oamenii obișnuiți, măcar prin montarea padelelor respective și prin urmarea instrucțiunilor pe care aparatul în sine le dă. Deci vorbim de niște măsuri pe care le-ar putea lua oricine până la venirea unui echipaj de specialitate, până la venirea medicului. Da. A fost vorba despre basic life support, primul ajutor de bază, în sensul în care trebuie să recunoști cum să recunoști un stop cardiac, cum să apelezi și care ar fi numărul de apelare, numărul de urgență 112, ce trebuie să faci în momentul în care ai găsit victima jos și cum trebuie să acționezi până la venirea echipajului de ambulanță, pentru că nu poți avea pretenții ca de la un om obișnuit sau de la un elev să facă mai mult decât trebuie, dar este absolut necesar să cunoască primele noțiuni de acordare a primului ajutor. Spuneați că nu ați fost deloc surprinse. Elevii aveau ceva noțiuni despre cum ar trebui să procedeze în aceste cazuri, nici cum să fugă dacă văd o persoană că se prăbușește la pământ. După cum avem și aici în mini-manualul pe care ni l-ați adus astăzi, lecția de resuscitare. Da. V-am spus, nu a fost neapărat o lecție în care eu am predat și copiii și-au notat pe hârtie, ci a fost o prezentare în PowerPoint, efectiv, cu explicarea și proiectarea imaginilor, cum este găsită victima, cum ar trebui să se așeze victima în poziția de siguranță, cum ar trebui să facem masajul cardiac extern, cum se face o ventilație, cum trebuie să eliberez căile aeriene respiratorii ale celui căzut, care se află în stop cardiorespirator și, nu în ultimul rând, cum putem ajuta o persoană care s-a înecat cu un corp străin, de exemplu. Și toate acestea au fost exemplificate și puse în practică și pe manechin, cum am spus mai devreme. Că de multe ori împrumutăm anumite practici ce există în popor, dar nu sunt deloc eficiente, ci din contră, în loc să ajutăm persoana în cauză, mai mult o provocăm, mai ales în cazul unei persoane care se înneacă cu un corp străin. Da, sigur că da, este important să știm să nu facem rău în primul rând și abia după aceea să putem să ajutăm victima în fața căreia ne aflăm. În general, dacă suntem singuri, este bine să mai căutăm o persoană care să ne ajute să continuăm manevrele de resuscitare până la sosirea echipajului specializat și manevrele specifice fiecarei intervenții în parte, stop cardiac, înecare cu corp străin. Lucruri cu care, de altfel, ne putem întâlni ori de câte ori mergem pe stradă, fără să ne dorim acest lucru, dar plăcut surprins am fost pentru că la sfârșitul acestei lecții, să o spunem cu ghilimele, a existat și un chestionar în care copiii au trebuit să răspundă la câteva întrebări pe înțelesul lor, niște întrebări simple, iar la sfârșit aveau de exprimat, de desenat, practic, ceea ce au înțeles ei din această
mini-lecție de resuscitare, iar fiecare și-a desenat ce și-a imaginat, cum și-a imaginat că ar reacționa într-o asemenea situație. Pentru mine a fost o experiență plăcută, a fost prima de acest fel și sper că împreună cu societatea română, dacă vor mai veni cu o astfel de inițiative și dacă vor mai fi solicitări și din partea școlilor din oraș, cu siguranță vom răspunde prompt și vom continua această inițiativă. Păi, oricum, prea multe inițiative nu au fost realizate până în prezent. Elevii, în afara unor indicații venite din partea medicilor sau nu știu dacă la orele de dirigență au atins și aceste subiecte, nu au habar cum să procedeze în cazurile precizate de dumneavoastră. Da, manualele nu există. Se tot insistă, parlamentarii tot insistă acum pe o oră de educație sanitară. Da, probabil că este o inițiativă la nivel național. Societatea de Cardiologie împreună cu Medicina de Urgență își doresc să implementeze acest tip de educație sanitară și este de bun augur această inițiativă, mai ales că acești elevi mi s-au părut destul de curioși și dincolo de a veni, să spunem, într-o secție de spital unde nu este același lucru, sunt pacienții de acolo până acolo, au fost puși în fața unei persoane care nu era cu halat alb și care alături de care era și un manechin pe care mai puteau exemplifica sau eu puteam să le exemplific cum se face un masaj cardiac corect, cum se deschid căile aeriene, eliberează căile aeriene ale unui pacient căzut în stradă, cum să-l așezi într-o poziție corectă astfel încât să nu se nece cu secreții sau să-i facem mai rău decât bine în sensul acesta. Și în lipsa unor ore precise în calendarul obișnuit, de unde pot lua aceste informații? Dumneavoastră a spus da acestei provocări. Dacă se poate, ați putea participa la anumite ore de dirigenție pentru a le oferi în continuare informații. Sigur, acum eu sunt râmniceancă și am făcut și școala generală și liceul aici. Am absolvit liceul Ștefan cel Mare și m-am întâlnit cu colegi și de liceu și una dintre colegi chiar mi-a propus să facem această lecție la ore de dirigenție. Între timp, acum a venit vacanță, deci să așteptăm să înceapă noul an școlar. Sigur că informații sunt. În ziua de astăzi, copiii sunt precoce și internetul este la îndemâna oricui, cu condiția să aibă și curiozitate și inițiativă. Pentru că ei cred că în momentul acesta caută cu totul altceva pe internet decât o informație științifică. Și să ia informația precisă, exactă, de acolo de unde ar trebui, de pe site-urile. Da, dar cred că la dirigenție s-ar putea implementa, dacă și-ar rupe câte o oră de dirigenție pe trimestru sau, eu știu, în funcție de cum au programa și respectivii profesori, cred că se poate face acest lucru. Dar prezența dumneavoastră printre elevi le-a stârnit așa curiozitatea, dorința de a da mai departe la medicină, de a urma cursurile universitare? Ce ați simțit? Ce ecouri au fost? Ei, nu știu dacă s-a mers chiar până acolo de la această întâlnire, însă majoritatea cei mari, în general, cei de la liceu, au fost mai curioși și cei mici. Curiozitatea celor mici este mult accentuată și ei au și receptivitate mult mai mare. Deci, sigur că se pot continua aceste acțiuni și cu un feedback și de o parte și de cealaltă, cred că așa va avea și un răsunet. Mă scuzați, așa cum mi-a atras atenția o imagine de aici, din lecția de resuscitare, un copil de vreun anișor exersat pe un manechin. Da, pentru că ei știți că imită foarte bine gesturile de la vârste foarte mici și atunci li se pot implementa astfel de măsuri, însă și cu ceva parte teoretică ulterior. Dar această categorie de vârstă, 13-16 ani, este o categorie expusă unor afecțiuni cardiovasculare în condiții în care a crescut consumul băuturilor carbogazoase, a crescut consumul substanțelor interzise, că tot discutăm de anumite substanțe pe care le folosesc adolescenții. Fumatul în rândul tinerilor de la vârste foarte fragede și alte obiceiuri nesănătoase. Da, sigur că pot fi factori de risc cardiovasculare. Acum nu vorbim neapărat de patologie acută la copil, decât am putea spune o creștere a obezității în ultima vreme,
apariția diabetului la vârste mai mici, a tulburărilor de ritm și, dincolo de asta, afecțiunile cardiovasculare congenitale, care sunt din naștere și care sunt corectate sau necorectate și care evoluează în funcție de statusul afecțiunii respective. Mă gândesc ca un ritm de viață haotic și ar trebui să vină cineva din afară, cineva specializat să facă puțină lumină. Da, urmăram aici ce... cred spuneți. Că importantă este și educația și ordinea din familie, apropo de corectitudinea alimentației, cât de sănătos mâncăm, câte sucuri, să spunem, nenaturale, acidulate, permitem copilului să consume. Și de aici educația sanitară cred că pornește încă din familie, de la vârstă fragedă, și dincolo de asta să continuăm cu celelalte metode din afară specializate, de la medic, medicul de familie, nu neapărat cardiolog. Se tot dezbate acum două proiecte importante, interzicerea fumatului în spațiile publice și interzicerea vânzării băuturilor carbogazoase copiilor în vârstă de până la 16 ani. Ce părere aveți? Da, eu sunt o nefumătoare, deci mi-e ușor să vă răspund din punctul acesta de vedere și mi se pare absolut corectă această decizie. Dincolo de asta, fumatul este un factor de risc major cardiovascular, la fel și consumul de băuturi carbogazoase, de dulciuri, și pentru a vă susține acest lucru, aș putea spune că nu mai demult de acum 3 zile am avut un pacient de 34 de ani cu infarct de miocard, un mare fumător, fără niciun alt factor de risc, care fuma 2 pachete pe zi și care s-a prezentat cu infarct acut, cu ulterior cu leziuni bicoronariene, deci 2 coronare obstrucționate, un pacient care până la momentul respectiv a fost absolut un om normal, care muncea și care nu avea nicio acuză. Deci iată că fumatul, doar fumatul, poate să ducă la vârste tinere la consecințe grave și care în dinamică, în evoluție, pot duce la complicații. Dar cu puțin efort din partea noastră a părinților am putea feri copiii să devină o generație a cardiacilor, nu? Sigur, pe lângă asta se adaugă și ceilalți factori, și genetici, și factorii exteriori, însă, cum am spus și mai devreme, educația se formează din familie, să poți să influențezi copilul să nu fumeze, să mănânce sănătos, să facă mișcare, să nu stea doar la tabletă toată ziua și să ronțăie diverse. Deci asta se face doar în familie. Oricâtă educație îi face la grădiniță, la școală, dincolo de familie rămâne, deci rămâne strict cei 7 ani de acasă rămân în urmă, foarte importanți. Din toate punctele de vedere, atât medicale cât și celelalte aspecte. Iar dacă școala, ca instituție, vine și cu o persoană care are informații, o persoană specializată în domeniu și vine cu aceste exemple pe care ni le dați dumneavoastră, cred că s-ar putea schimba mai mult situația în bine. Da, să sperăm. Am avut o deschidere bună din partea directorilor la instituțiile la care am fost și m-am spus, cred că dacă acțiunea ar fi fost inițiată un pic mai devreme și s-ar fi făcut programare a activităților cu ceva timp mai mult înainte, am fi avut mai mult succes și am fi putut să extindem în mai multe școli. Sperăm că următorul semestru vom putea continua această activitate și să ne putem organiza mult mai bine. Și pentru că tot sunt în vacanță tinerii și pentru că am discutat despre ei în această perioadă, în această parte a emisiunii, ce le recomandați pentru această perioadă? Este foarte important sportul, foarte important să petreacă timpul în aer liber, nu cum dădeați exemplu și exemplu pe care l-am mai dat și noi cu obișnuita tabletă în mână de dimineață până seara. Da, n-ar putea fi niște sfaturi concrete, doar să aibă activitate absolut normală, să se ferească de vicii, să facă mișcare, să se ferească de temperaturile extreme pentru că ne aflăm în perioada verii, să se hidrateze corespunzător și cam atât, pentru că vorbim despre niște copii, în primul rând, și ar presupunem că sunt niște persoane sănătoase și nu sunt niște pacienți, dincolo de celelalte categorii speciale care pot avea anumite afecțiuni.
Vedeam un raport emis de Direcția de Sănătate Publică cum că obezitatea a devenit o problemă de sănătate publică. Da, din păcate a devenit o problemă de sănătate publică și se fac eforturi din toate punctele de vedere, inclusiv medicale, dar dincolo de toate tratamentele, de toate indicațiile, cea mai importantă cred că este voința pacientului să înțeleagă în primul rând că ceea ce îi recomand să facă este spre binele lui și că fără un grad foarte mare de voință nu va putea să scadă în greutate cu toate dietele pe care încearcă și încearcă din răsputeri, care nu întotdeauna sunt cele mai bune. Ideal este să se adreseze nutriționiștilor care să le acorde un regim personalizat fiecăruia în parte în funcție de ce tabieturi alimentare are, să spunem. Unii încep să practice un sport, dar fără a face un set de analize pentru a vedea dacă le este permis efortul fizic, merg la sală și chiar am avut un exemplu în rândul persoanelor publice. Da, și asta ar fi un aspect pe care am observat că în ultima vreme se pune accent și cu bună dreptate, pentru că se pot întâmpla foarte multe incidente la anumite grupe de vârstă și în general la grupa de vârstă peste 40-45 de ani, la persoane care nu sunt cunoscute, dar au factori de risc cardiovasculari și care în momentul efortului se forțează foarte tare și ajung să facă complicații, tulburări de ritm sau chiar infarct de miocard. De asta se și recomandă ca înaintea unui asemenea efort să fie o evaluare printr-un test EKG de efort, de exemplu, în care pacientul este monitorizat pe parcursul efortului și poți evalua capacitatea de efort, reacția organismului la efort, cu creșterea treptată a acestor trepte de efort sub observație medicală și abia după aceea să poți să-i recomand să meargă la sală. Dincolo de asta, pentru că ați adus vorba apropo de indicațiile copiilor pentru vacanță, ce am observat în ultima vreme, am avut mulți adolescenți care vin cu masă musculară extrem de dezvoltată și tocmai cred că datorită excesului de efort la sală. Nu știu dacă ei neagă în general consumul de adausuri proteice, de suplimente alimentare, însă și aici cred că trebuie familia să fie mult mai prudentă și să fie un pic mai aspri cu ei, să urmărească într-adevăr exact ce consumă la sala respectivă, dincolo de efort, și să urmărească și gradul de efort al fiecăruia în parte, atât cât pot ei ca și părinți, pentru că la un moment dat și asta poate să dăuneze. Deci, înainte de a ne apuca de practicarea unui sport, de a merge la sală, în condiții în care există și niște factori de risc, ar trebui să avem o evaluare cardiacă, dar o simplă analiză a sângelui ne poate da un răspuns? Nu, o simplă analiză de sânge n-ar putea da relații în legătură cu o glicemie, cu o valoare a colesterolului, a trigliceridelor, a unora dintre factorii de risc cardiovasculari. Însă, în momentul în care stai și de vorbă cu persoana respectivă, poți să aplici că, de fapt, el are și acuze anginoase. Și atunci pui în balanță, e angină de efort, este angină de repaus, trebuie să faci ceva mai departe înainte de a lăsa să facă un test, o sală, să zic. Însă puțin vin înainte de efortul de sală să se evalueze cardiologic. Clar, sportul, petrecerea timpului în aer liber are beneficiile sale, dar am înțeles că această activitate fizică trebuie să fie regulată. Nu astăzi merg la sală, trag de fiare, fac pauză o lună, mă uit în oglindă, mă răzgândesc, mai iau și niște substanțe din acelea. În general, mișcare zilnică, noi înțelegem în toate tratatele noastre, se înțelege o mișcare de mers 30 de minute zilnic măcar. Nicăieri nu spune că trebuie să mergi la sală și să tragi 2 ore non-stop și să-ți depășești capacitatea ta de efort. Aici cred că lucrurile nu sunt înțelese cum trebuie. Dincolo de asta, un regim de viață sănătos, evitarea sedentarismului și o plimbare zilnică de 30 de minute, vorbesc și de vârstele mai înaintate, peste 60-65 de ani, nu doar pentru tineri, că la tineri vorbim despre altceva de fapt. Aici cred că trebuie să se lucreze un pic mai mult.
Dar, într-adevăr, această mișcare de 30 de minute minim pe zi, spuneați dumneavoastră într-o ediție că este vorba de acea mișcare pe teren plat, da. Nici de cum să facem un anumit efort. Într-adevăr, reduce nivelul colesterolului, scade tensiunea arterială. În general, efortul fizic crește valoarea colesterolului bun, a colesterolului HDL. Colesterolul celălalt, LDL, cealaltă fracțiune a colesterolului, bineînțeles că se poate reduce prin alimentație, prin grija față de alimente, prin medicație, dacă este cazul, și dincolo de astea, tratamentul celorlalt factori de risc sau afecțiunilor pe care respectivul pacient le asociază. Ce ar trebui să le spunem tinerilor sau celorlalți telespectatori care ne urmăresc fără factori de risc, care nu au avut probleme cardiovasculare până la o anumită vârstă, când să fie prima vizită pe care o fac la medicul cardiolog? Există o anumită vârstă când simt ei că nu e ceva în regulă cu inima sau au tensiunea mică, mare? Bine, până să ajungă la cardiolog, ei sunt văzuți de medicul de familie. Dacă au un simptom, ei ajung acolo prima dată. De aici și până la cardiolog, dacă medicul respectiv constată o tensiune mai mare la o vârstă fragedă, alte afecțiuni sau auscultatorul, examen clinic, un suflu cardiac, atunci ei sunt orientați către noi. Altfel, dacă există simptomatologie, pacienții se prezintă, de multe ori se prezintă singuri, fie la camera de gardă, fie în ambulatoriile de specialitate, și de aici consulturile se aduc unul pe altul în funcție și de fiecare pacient în parte. Acum, în sezonul cald, pe perioada verii, sunt multe cazuri înregistrate la camera de gardă, mulți pacienți. În ceea ce ne privește pe noi, avem destul de multe cazuri, în principal acutizări și pusee de hipertensiune arterială. Cum v-am spus, am avut multe evenimente coronariene acute în ultima vreme și vârstele pacienților nu au fost foarte înaintate. Și în rest, de compensări ale insuficienței cardiace, asta pe fondul unor consumuri mari de lichide, în condițiile în care pacienții aveau deja restricție de lichide, în sensul că ei sunt niște pacienți cu insuficiență cardiacă, au restricție de sare și restricție de lichide. Și atunci, în momentul în care vii cu un aport mare de lichid peste un aport corespunzător de sare, se produce un dezechilibru și o retenție hidrosalină care pe pacienții respectivi îi duc la decompensarea insuficienței cardiace. Și de aici, internări repetate și tratamentul corespunzător, evident. Dar aș vrea să mai lămurim un aspect, pentru că ați făcut această precizare despre lichide. Care ar fi consumul minim de lichide pe care ar trebui să-l avem pe durata unei zile? Bine, suntem în perioadă de vară și iar un om sănătos, nu vorbim de un pacient, sigur că 2 litri de lichid minim, cu evitarea temperaturilor extreme. Și avem cealaltă grupă de pacienți, respectiv pacienții pe care i-am precizat cu insuficiențe cardiace, care de multe ori au restricție lichidiană sub un litru de lichid pe zi. Dar asta se adaptează și în funcție de patologia pacientului, dacă asociază și un grad de retenție azotată, adică insuficiență renală. Deci nu există boli, există pacienți care au mai multe boli și atunci trebuie adaptată terapia fiecărui pacient în parte. Iar pe timpul verii renunțăm sau nu renunțăm la cafeaua de dimineață? Eu nu am nimic împotriva cafele de dimineață, n-am avut niciodată. Dacă nu sunt în exces, foarte bine. Iar pentru tineri, fiindcă ați pus accentul mai mult pe tineri, evitarea băuturilor excitante nervoase pe sistemul nervos central, energizante, pentru că aici cred că se produce abuzul, și combinarea cu alcool, cu tărie, cu tot felul de combinații din acestea ciudate în cluburi, în discoteci. Există voci care spun că o cafea ardă o cafea, mai mult de o cafea, nu doar cea de dimineață, una, două, trei pe zi, ar dăuna sănătății, mai ales pe perioada caniculei. Dar se precizează că ar trebui să consumăm un cubuleț de ciocolată. De ce? Depinde. Acum, dacă sunteți diabetică, n-ar trebui să consumați un cubuleț de ciocolată.
Cred că pentru reglarea aportului de glucide, pentru că în condițiile în care faci mișcare, faci efort, toate acestea consumă hidrați. Și atunci fiecare dintre noi am avut măcar o dată un episod de hipoglicemie sau chiar dacă nu l-am avut obiectivat, am recunoscut, am avut un episod de moleșeală, de slăbiciune, de transpirații calde, abundente, în condițiile în care ori ai muncit prea mult, ori ai făcut un efort susținut și n-ai apucat să te alimentezi în ziua respectivă și reacția, prima reacție este de a consuma ceva dulce. Tocmai pentru că organismul a consumat glucide și are nevoie de un aport suplimentar. Atenție, cum am spus, dacă sunteți diabetică, nu e bine să consumați ciocolată. Deci am putea să ne ferim practic de aceste boli ale verii de afecțiunile cardiovasculare, dacă am ține cont de precizările făcute de medicul specialist. Bine, un regim de viață echilibrat și prin hidratare și prin alimentație corespunzătoare, cu mișcare, sigur că da, putem să prevenim. De fapt, și pe asta se pune accentul în ultima vreme mai mult pe prevenție, pentru că este mai bine să previi decât să tratezi. Costurile sunt mult mai mari pentru a trata un infart, de exemplu, decât de a preveni să faci un infart. Dacă ținem seama că un medicament trombolitic ajunge la câteva zeci de milioane, de aici și până la celelalte investigații, costurile sunt mult crescute. Plus de asta, nu este o fericire să fii la 30 de ani și să ai deja un infarct miocardic în antecedente. Iar într-un top al afecțiunilor cardiovasculare, România s-ar afla printre locurile fruntașe la nivelul Europei. Da, și mortalitatea prin boli cardiovasculare este mult crescută în ultima vreme, dincolo de afecțiunile oncologice și afecțiunile neurologice. Aici pot apărea complicații și mortalitatea este destul de mare. Și dacă totuși am ține cont de toate indicațiile medicilor, am fi feriți de aceste afecțiuni cardiovasculare, excluzând factorii de risc. Bine, garanție totală nu o să putem avea, pentru că sunt tot felul de situații inopinante care pot apărea. Nu ne poate spune nimeni că nu vom putea avea un eveniment coronarian nu știu când, dar încercăm să prevenim, încercăm să avem o viață sănătoasă și în felul acesta să evităm apariția unor evenimente cardiace sau neurologice, că suntem specialități cumva înrudite și cam mergem pe aceeași factor de risc, pe aceeași protecție cardiovasculară. În afară de aceste întrebări pe care le-am adresat eu acum pe parcursul emisiunii și în afară de informațiile pe care le-au primit la lecția de resuscitare, elevii au avut și alte curiozități? Nu aș putea să spun, tot din cadrul a ceea ce le-am prezentat, să mai exersăm cumva cum se face un masaj cardiac corect, ca și manevră efectiv, fizic, cum poți să faci acest lucru, să își însușească exact numărul de apel de urgență, respectiv 112. Nu au fost întrebări în mod deosebit altele decât ce le-am prezentat. A fost cumva ca o concluzionare a ceea ce prezentasem. Și pentru că tot ne-am adresat tinerilor și am pus accentul pe ei în această seară, ne spuneați că foarte mulți merg la sală, aleg să facă masă musculară, iar foarte multe domnișoare se înfometează. Da, pentru că și au anumite modele din mass media și nu știu dacă sunt cele mai bune modele de urmat. Dar aici, iar cred că familia are un rol foarte important și cred că pot orienta copilele proprii către un drum bun. Adică se ajunge la anorexie și se ajunge la cealaltă parte a balanței, ca să spun așa, dincolo de obezitate și anorexia poate fi cu consecințe grave. Dar un rol important îl are pe lângă familie, medicul de familie și medicul unității școlare. Da, acum sigur că da, plus că au în fiecare școală, din câte știu, există un cabinet medical și acolo elevii pot apela în momentul în care au o problemă și mai sunt reorientați și de acolo. Da, chiar nu mai știu exact care sunt modalitățile de lucru în cadrul cabinetelor medicale din școli,
dar sigur că sunt importante și elevii pot fi urmăriți și în acest fel, plus că mai sunt vaccinări la școlile generale și aici ei mai sunt măsurați, înălțime, greutate și se pot face indici de masă corporală și de aici luat legătura cu familia, orientat către endocrinolog, către nutriționist și mai făcut oarecum o disciplină în sensul alimentației și mediului de viață al copilului. Ne axăm doar pe salate și pe consumul de sucuri proaspete? Nu cred că a interzis cineva complet consumul de carne, ci de mâncat, de consumat în condiții normale și de evitat grăsimile animale, pentru că nu cred că preferă cineva o friptură de porc în afară sunt 40 de grade, dincolo de o friptură de pui, să spun. Adică pui în balanță și nici ca și digestie nu-ți pică bine, dincolo de argumentele științifice. Deci nu este interzis, plus că aduce aport de proteină, deci un regim alimentar echilibrat cred că este absolut în regulă. Au fost probleme întâmpinate cu pacienții dumneavoastră? Le-ați prescris un anumit tratament după care au renunțat, au considerat că s-au vindecat, au venit la dumneavoastră, s-a înrăutățit situația, ca să tragem un semnal de alarmă? În general, acest aspect se întâmplă cu pacienții hipertensivi. Pentru că dacă este un pacient necontrolat, fără tratament, după 2 săptămâni de tratament, tensiunea începe să se regleze și atunci pacientul ajunge să spună bine, mi-a scăzut tensiunea, am o tensiune normală, m-am vindecat. Numai că peste 2 luni ajung din nou la noi cu valori mari ale tensiunii și însă explicând pacientului că de fapt tratamentul de tensiune arterială este un tratament permanent, sigur cu căutarea cauzelor secundare, dacă îi găsești un factor care are, poate să ducă la hipertensiune și îl poți înlătura, aici vorbim despre altceva. Dacă este o tensiune secundară și se tratează cauza primară. Însă, în general, hipertensiunile secundare necesită terapie permanentă. În rest, ceilalți care sunt cu insuficiențe cardiace, care sunt cunoscuți cu afecțiuni valvulare, dacă reușești să ai un feedback bun cu ei de la început și stabilim împreună că tratamentul trebuie luat și sub supravegherea noastră sau și a medicului de familie, de obicei lucrurile merg bine. Și la un moment dat încep și ei să vadă. Mai încearcă să renunțe temporar, să vadă cum îmi este fără tratament. Mai că după o săptămână, insuficiențele cardiace de obicei încep să se decompenseze. Pacientul prezintă edeme, prezintă disnee, sufocare la eforturi mici și începe și își reia singur sau vine și ni se adresează. Dar au în mare, într-un procent foarte mare, au înțeles aceste lucruri și au îmbrățișat un stil de viață echilibrat, țin cont de tratamentul recomandat. Cred că nu vă mai fac probleme nici în timpul gărzilor. Nu aș spune chiar asta. Cei mai disciplinați, între ghilimele, să spun, ar fi pacienții care apucă să facă un infarct sau un eveniment coronarian. Pentru că dacă spui unui fumător să renunțe la fumat astăzi, nu te va asculta. Să dacă el face un eveniment coronarian, deja s-a întâmplat mult. Deja a ajuns la coronarografie, deja i s-a implantat un stent, deja au fost riscurile mai mari. Și aici începe să-și pună niște semne întrebare și renunță la fumat și la ceilalți factori de risc, încearcă să-și corecteze și menținerea medicației. Însă și aici există 2 categorii de pacienți. Cei care își mențin în continuare decizia și cei care își mențin un an, doi și după 2 ani își reiau vechiul obicei. Deci depinde și de pacient, depinde de complianța pacientului, de receptivitatea acestuia, de cât de mult reușim noi să pătrundem și să vorbim cu el, să dialogăm practic și să-l convingem. Am tot văzut în ultimii ani că în punctele aglomerate ale orașelor se amplasează acele corturi destinate persoanelor care se confruntă cu diferite afecțiuni. Nu știu acum dacă sunt cardiovasculare sau nu. Din rândul acelor persoane ajung multe la urgență, la dumneavoastră? De obicei sunt, din ce știu eu, sunt niște corturi organizate pentru a ajuta oamenii să se hidrateze, să li se iau tensiune la cerere și unii care sunt hipertensivi cunoscuți în general, ei sunt cei care solicită măsurarea tensiunilor arteriale.
Aveam și noi asemenea acțiuni când eram rezident, student și mergeam prin voluntariat. Și de aici, nefiind medic, de obicei sunt persoane voluntare, sunt asistenți medicali, nu sunt medici la corturile, din câte știu eu, nu știu dacă prin zonă s-a organizat și cu medici. Și li se face recomandarea, mergeți să fiți văzut, ori de cardiolog, ori de către un medic internist sau medicul de familie. Și de aici ei ajung, din portiță în portiță, ajung să fie consultați. Pentru a ne feri de toate aceste afecțiuni, ar trebui să punem încă o dată, repetăm, accent pe prevenție și pe o educație sanitară încă de la vârste fragede. Ați fi tentată să lucrați cu cei mici, cu vârsta preșcolară? Da, grea întrebare. Pentru că tocmai am fost la o serbare de grupă mijlocie și mi-am dat seama cât de greu este să lucrez cu 28 de copii, cum fac doamnele educatoare. Da, de ce nu? Pentru o simplă sau pentru câteva lecții de resuscitare de educație sanitară nu este. E o provocare, sigur că da. Noi oricum lucrăm cu oamenii zilnic. Este foarte greu să lucrez cu oamenii, iar cu cei mici este și mai greu, însă ei sunt din ce în ce mai receptivi, sunt foarte isteți, copiii din ziua de astăzi sunt foarte simpatici și cred că ar fi o provocare plăcută și sigur, cred că mi-ar face plăcere, da. Ceea ce ați făcut dumneavoastră în această perioadă, cred că a fost în luna aprilie, da, acțiunea pe care ați demarat-o. A fost, practic, o acțiune de voluntariat. Ar trebui să îndemnăm tinerii. Tinerii care au o anumită vârstă, care deja au informații în domeniu, informații primite de la dumneavoastră sau de la alți specialiști. Ar trebui să se antreneze în asemenea acțiuni? Solicitarea, după cum am spus, a fost venită și inițiativa din partea Societății de Cardiologie. Ceea ce le-am prezentat a fost un material standard organizat și făcut de către cei din Societatea de Cardiologie, de profesori universitari. Deci nu a fost ce am considerat eu că trebuie să le prezint acestor copii. A fost practic o acțiune unanimă la nivel național. Și nu știu dacă oricine a citit câteva noțiuni de prim ajutor ar putea și este indicat să prezinte acest mesaj. Pentru că, în primul rând, contează cui îl prezinți, contează cum îl prezinți, cum îl recepționează copilul sau grupa de vârstă căreia te adresezi și contează foarte mult mesajul cu care ei pleacă acasă. Cred că de asta adresarea a fost și rugămintea celor din societate s-a adresat practic membrilor în societății. În general, în Societatea de Cardiologie, ca și membrii sunt doar medici cardiologi, specialiști, primari și mai nou s-a făcut și o secțiune pentru asistente medicale care lucrează pe secția de cardiologie, tocmai pentru care s-au organizat și pentru ele cursuri, s-au organizat cursuri de electrocardiogramă, tocmai în ideea de a îmbunătăți cât mai mult activitatea acestora și randamentul să fie unul foarte mare. Și cu toate acestea, noastră a spus, da, ați acceptat această provocare, ați făcut acest lucru neîmpins de la spate. Da, mi s-a părut o inițiativă foarte bună. Efectiv, am primit un mail și am zis, da, de ce nu, doar că a fost în scurt timp, cum am precizat, și m-am bucurat că am primit și răspuns din partea Liceului Ștefan și a Școlii Generale numărul 2. Sperăm, cum am spus, să putem continua. Pentru mine a fost o provocare, un început și o plăcere să mă întâlnesc cu copiii, plus că n-am mai fost de mult nici în liceu de când am terminat liceul, iar la școala generală nici atât. Și oricum ați făcut ceea ce faceți dumneavoastră zi de zi, munca pe care o realizați cu mare dăruire și mare plăcere, că dacă nu v-ar fi plăcut această meserie, nu ați fi ales să fiți medic cardiolog. Da, acum resuscitare nu facem în fiecare zi și nu ne dorim. Însă, sigur, lucrăm cu oamenii zilnic și ne adaptăm fiecare situație în parte. Ajutați de colegi, ajutați de asistentele cu care nu lucrăm, pentru că e o muncă în echipă și pe secție și în ambulator oriunde. Deci nu poți face față singur a fluxului de pacienți, mai ales că sunt pacienți gravi, pacienți de compensați. Dar în această campanie ați acționat de una singură, da? Da, categoric. A fost o acțiune individuală și v-am spus, m-am găsit ajutor și la serviciul de ambulanță care mi-au putut împrumuta acel manechin.
Pur și simplu asta a fost ideea mea, că am zis că este altfel dacă vii și să arăți practic pentru ei. Știu că pentru mine întotdeauna a fost mai bine să îmbin teoria cu practica și este mult mai plictisitor să stai și să scrii decât dacă combini un pic vizualul, că practica a fost prezentarea vizuală într-un PowerPoint cu arătarea pe un manechin a acestor, exemplificarea practica acestor manevre. Doamna doctor, vă mulțumesc pentru prezență, pentru informații. Vă dorim o gardă ușoară. Știm că vă reîntoarceți la muncă și să sperăm că putem avea un stil de viață cât mai echilibrat, mai sănătos, noi, copiii noștri, ca să fim feriți de afecțiunile cardiovasculare și să avem o vară liniștită și nu doar o vară liniștită, ci o viață liniștită. Sigur, și eu vă mulțumesc pentru invitație și cu altă ocazie încercăm să implementăm aceste noțiuni celor care vin după noi. Mulțumim încă o dată doamnei Nadia Nicoleta Oprea, medic primar cardiolog. Vă mulțumim, dragi telespectatori. Mâine seară ne revedem ora 19 aici la TV Sat. Sănătate, numai bine! Presa liberă trecere.